Evenimentul cultural se organizează în fiecare an de guvernul ucrainean și se adresează tuturor țărilor din zona Carpaților. Din Maramureș au răspuns afirmativ invitației consilierii județeni Ioan Sas și Nicolae Mișulec, dar și ansamblul Transilvania și liceul Taras Șevcenco. Și vă spun sincer, am avut emoții și poate chiar am plâns după evenimentul și după prezentarea spectacolului oferit de către noi, de către Ansamblul Național Transilvania, de către Liceul Ucrainean Taras Șevcenco, la acest eveniment, când, după cuvântarea mea, după speech-ul meu, nu vreau să spun că în calitate de șef al delegației, dar mai mult în calitatea de cunoscător al limbii ucrainene, am invitat Ucraina în Uniunea Europeană, am spus că România iubește Ucraina și am spus că România dorește pace. Toată piața din Ivano-Frankivsk și dacă nu, chiar că mă laud aproximativ 5.000, peste 5.000 de persoane au strigat mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc României. România! Paște Europa! România! Prosit! Mer! 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 Slava Ucrainii! Mai popolo a slovet Ucrainu! Europu svit! Iubiți-se vsi ucrainții, vsi carpatski lude! Noi, aleși județeni, aleși locale, alt scop în viață să n-avem decât să auzim numele României și mulțumesc, România! Fiecare țară invitată a urcat pe scenă cu un program specific zonei. Maramureșul a prezentat prin ansamblul Transilvania dansuri, muzică și obiceiuri, iar grupul de elevi de la Taras Șevcenco, împreună cu formația Iurcuț, a prezentat o nuntă ucraineană tradițională. După acel eveniment, când am prezentat noi România, ucrainini simpli, oameni de rând în piață spuneam că cea mai frumoasă prezentare a fost România. Aleșii județeni văd un bun prilej în participarea la astfel de evenimente pentru a întări relațiile cu partenerii internaționali și pentru a dezvolta piața de desfacere. Noi trebuie să fim prezenți, noi trebuie să câștigăm piața de desfacere și piața de relații comerciale cu Ucraina, pentru că dacă noi vom întârzia celelalte state, mă refer la Polonia, la Ungaria, la Cehia, la Slovacia, vor câștiga ei așa acea piață. De asta, viitorul nostru, a Consiliului Județean Maramureș, a celor care sunt limitrofe Ucrainei, este să participăm și să onorăm orice invitație primită. Evenimentul a avut loc sâmbătă.